Hai să vedem pentru ziua de vineri 6 august care este mesajul cărților de tarot pentru noi în această zi. Wow, avem aici o carte superbă, Carul, Fetonul, arcana majoră care în tarot reprezintă zodia racului. Astăzi racii din viața ta, sau dacă tu ai ceva plasamente planetare în rac, o să fie foarte puternic aspectați și poate să joace un rol foarte important pentru tine în această zi, aceste persoane. Carul vorbește despre viteză, despre lucruri care într-un final încep să se miște, se mișcă într-o direcție foarte pozitivă și se mișcă cu foarte mare rapiditate. Trebuie să ai încredere că direcția în care o ia viața ta este cea corectă pentru tine. Chiar dacă mental, analitic, nu ești 100% convinsă că într-adevăr este așa, aici carul vine și îți confirmă că ești pe traiectoria corectă în viața ta. Te îndrepți într-o direcție foarte frumoasă pentru evoluția ta spirituală, emoțională, fizică, materială, din toate punctele de vedere. Așa că indiferent ce ai hotărât deja, poate chiar ieri cu cavalerul de bâte, indiferent ce ai hotărât că vrei să faci, faceți lucru cu încredere, pentru că aici universul este de partea ta și o să te ajute ca lucrurile să iasă bine. S-ar putea să nu iasă așa cum îți dorești tu, ci e posibil aici ca universul să aibă niște surprize pregătite pentru tine și să iasă mai bine decât îți poți imagina la momentul actual. Și un ultim mesaj pentru această zi, atunci când intuiția ta te avertizează, urlă la tine din toți rărunchii să nu faci ceva sau să faci ceva, ascultă această voce interioară, fiindcă este metoda prin care universul, divinitatea, Dumnezeu comunică cu tine. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea și vrei să vezi mai multe etalări de tarot, te aștept pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!